ce îi dorești asociației de Social Incubator la aniversarea de 8 ani? Le doresc la cât mai mulți tineri să fie implicați în, să beneficieze de toate resursele voastre. Faceți o treabă minunată. Asta o văd în fiecare an. Și la mulți ani nouă. Ce te leagă de The Social Incubator? Aș vrea să răspund cu o mică istorioară, și anume aceea când am venit prima oară cu Violeta în asociație. Nu știu, cred că sunt vreo 6 ani de zile. Și erau undeva pe la Piața Muncii, într-un apartament. Acolo am cunoscut-o pe Adriana Preda, pe fata Cristina și cine mai era, nu mai știu sigur dacă Tudor era, Ionuț, bineînțeles. Acolo am cunoscut asociația mică, așa cum era. Și m-a uimit o mână de oameni. Pot avea un impact atât de mare asupra multor tineri. Și asta a fost inclusiv în dreptul meu și văzut că sunt oameni buni, oameni care își doresc să se implice. Ce planuri de viitor ai? Avem în vedere că acum sunt pe picior de a termina post-liceala pe kinetoterapie. Denumirea e și mai lungă, vrei să auzi? Balneofizio, kinetoterapie și recuperare. Asistenții drept, nu am luat bacul încă să pot să profesez, adică să fiu kinetoterapeut, însă este o oportunitate foarte mare și aceasta pentru că mi-a deschis noi uși, noi oportunități. Planul meu de viitor, unul care știu că am mult până să ajung acolo, este acela de a ajunge să fiu reparator fizic la o echipă, sportiv sau individual. Asta e visul meu. Mai este până acolo, însă cu pași mărunți, deja sunt pe calea cea bună.